Salutare, fraților, eu sunt Aruc și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Made in Dorio pe server România. Am vocea ciudată, sper să nu mă ia boire. Dar nu contează, ce credeți că facem noi astăzi? Sau ce credeți că am pregătit pentru voi astăzi? Și tobre, băi, avem un talisman pământ cu 20 gheață, 4% apărare și 20 întuneric. De ce să vă mint, l-am primit. Așa și... bineînțeles, după cum știți din videoclipul trecut, avem și un diamant care ne dă 6 rezistență gheață și 6 putere gheții. Băi, mai trebuie să vă zic ce se întâmplă astăzi. Trebuie să ne luăm revanșa de la metinul ăla de 65. Bă, o chestie foarte rapidă înainte să înceapă videoclipul. Fraților, ne apropiem foarte mult de 300 de abonați. Suntem 296 la momentul în care filmez eu asta. Și, bă, spuneți-mi și mie ce vreți să facem de 300 de abonați. Eu mă gândeam să băgăm un Funny Moments 4. Acum, nu știu, ziceți-mi și voi cam ce ați vrea. Dacă vreți să vedeți altceva, dacă vreți un Funny Moments, dacă vreți partea a patra, dacă vreți altceva, nu știu, să facem ceva mai mult, să ne adunăm și să, nu știu, să facem noi ceva, habar n-am. Aveți și Discord-ul meu în comentarii și o să vi-l las și în descriere. Deci puteți să-mi dați oricând sugestii, puteți vorbiți cu mine dacă vreți să vorbiți cu mine. Na. Dar să-mi ziceți ce vreți să facem special de 300 de abonați. La 250 nu am făcut nimica, tocmai pentru că am zis că aștept 300. Dar chiar nu mă așteptam să facem atât de repede 300. Dar uitați că am făcut totuși, uitați că am făcut. Deci asta zic, spuneți-mi ce vreți special de 300 de abonați și vedem ce o să facem. A, și nu uitați să apăsați și butonul ăla de like. Deci am încercat să-l bat, am încercat și să mă învârt în jurul lui. Acum două episoade am încercat și să mă învârt în jurul lui, să nu mai bată mobii direct pe mine. Am încercat să fac în toate felurile, numai n-am reușit să-l bat. Bun. Bă, eu zic că... trebă, fratele meu, adică dacă nici cu talisman, ce naiba mai putem? Opa, stați așa că am făcut eu cu tremur pe aici. Am dat în tastatură. Da. Băi, deci... într-adevăr, mai puteam să iau un pește cu rezistență gheață. Doar că na, am tot dat pe strigă că cumpăr, se pare că nimeni nu are, nu știu ce se întâmplă. Deci, au dispărut peștii cu rezistență gheață de pe server. Bineînțeles, na, nici eu n-am sticlă, dar pana mea, nu mai merge să demodat, să dai acum pe strigă. Îți trebuie sticlă neapărat. Bă, nu mi-am cumpărat încă sticlă pentru că vreau să aștept fuziunea. Am auzit că o să fie o fuziune, trebuia să fie parcă pe 17, n-a mai fost, trebuia să fie pe 24, n-a mai fost nici pe 24, nu știu ce se întâmplă, sincer, dacă știți voi mai bine, puneți-mă și pe mine la curent. Chiar ești curios. Deci, na, o să aștept să-mi cumpăr sticlă atunci. De ce? Pentru că, cred eu, adică nu cred, cu siguranță o să fie mult mai multe iteme fuzionându-se serverele, na, înțelegeți și voi. Și tot îmi caut iteme, fraților, că, bă, într-adevăr, vreau și să termin roata de la alchimie, dar vreau și să fac rost de iteme, frate, că nu știu. E ciudat, adică, acum, deocamdată, am o sumă destul de măricică de bani și aș putea să-mi iau un item frumos, da. Bă, pur și simplu, opa, sper să nu mai bată băieții pe aici. Uite, ce ziceam? Da. Băi, nu știu dacă sunt mai multe metine aici, în zona asta, mai multe metine de 65. Dar o să caut un pic și dacă chiar nu găsesc, o să schimb CH-ul. Da, deci ce voiam să zic? Băi, am... câțiva bani și aș putea să cumpăr un item mai frumușel.
Dar pur și simplu nu găsesc, băi frate, și când n-aveam bani, mamă, era o grămadă de nebunie, era și coasă de eu știu care, și armură de eu știu care. Acum că am și eu bani, nu găsesc, bă, sub nicio formă, bă, au intrat în pământ toate itemele. Vreau și eu, nu știu, o coasă de orca, lumea, că coasa asta mea e, înțelegeți și voi cum e, să fie acolo, măcar un 10 așa și în pana mea. Mi se tot duce vocea, nu știu ce am, sper să nu dea boile în mine. Băi, nu găsesc niciun meting de 65, probabil se spawnează numai unul în zona asta, dar hai că revin eu. Așa, am revenit pe CH2, hai să vedem dacă suntem mai norocoși pe CH-ul ăsta. Da, deci, bă, aș vrea o coasă faină. Aș vrea o armură pentru setul sabie faină, adică, nu știu, 1.5k, 2kpv, 15 sabie, 50 atac. Și ce mi-ar mai trebui? Mi-ar mai trebui niște papuci noi, să fie cu 15 sabie. Mamă, m-aș bucura să găsesc 15 sabie, 15 mâini, cu 1.5kpv minim. Cu 2kpv ar fi magnific, dar na. Nu găsesc. Și aș vrea, fraților, niște cercei noi, că cercei ăștia 10HH și mai am niște cercei, uite bă, metinul de 65, mai am niște cercei plus 9 pentru metine, hai să-i și punem. Am ăștia cu 15 sabie, am cu 20 ori, 15 pumnale, 15 săgeată, 15 două mâini, dar bă, aș vrea ceva, nu știu, 15 sabie, 5HH, sau mamă, pf, ar fi minune dacă aș găsi 15 sabie, 10HH. Dar, na, nu găsesc. Sau măcar 10 sabie, 10HH. Băi, am văzut, erau niște cercei 10 sabie, 10HH, într-adevăr. Dar erau la 15 oni și, băi, nu știu dacă să dau eu 15 oni pentru niște cercei 10 sabie, 10HH. Adică, totuși, na, nu știu. Într-adevăr, na, omul pune preț cât mai mare pentru că știi că nu prea se găsește, dar nu știu dacă s-ar merita sincer să iau. Ziceți-mi și voi, hai să punem și armura cu 50 atac. Ziceți-mi și voi în comentarii dacă credeți că se merită să iau cercei ăia. Că eu sincer să fiu, nu știu ce să fac. Dar na, băi, lăsăm itemele deoparte pentru că acum avem de bătut un meting de 65 și sunt foarte curios să văd ce se întâmplă. Hai să chemăm și petul care e mai mult așa de aspect. Să băgăm și aura și să vedem ce se întâmplă. Itemele avem pe toate. Bun. Coasa e bună, da? Da. Hai să punem și o licoare de viteză. Și hai să-i dăm bătaie, fraților. Ziceți repede, credeți că îl batem sau nu? Verdictul. Hai să vedem verdictul. Băi, bate metine de 65 sau nu? Hai să vedem. Mamă, și dată niște câini în spate. În spatele blocului, sper să nu vă deranjeze, sper să nu se audă. Băi, deocamdată duce binișor, ia hai să vedem acum. Bă, ce pot să zic? Ne luăm niște damage într-adevăr, dar cam putem doborâ, fraților. Pentru că la mobii care au venit acum, cred că acum trebuie să mă învârt un pic. Sau, oare duce? Nu duce. Da, trebuia să mă învârt un pic. Băi, la mobii care au venit mai înainte și am rămas în jumate HP, băi, ăia ne-ar fi omorât, fraților, data trecută. Deci, vedeți ce diferență mare e. Ăia ne-ar fi omorât. Ăia ne-ar fi omorât și acum am rezistat. Și acum am rezistat destul de mult. Dar dacă greșeala mea a fost că am și zis că ar trebui să mă învârt un pic. Dacă mă învârteam un pic atunci, supraviețuiam. Dar într-adevăr au venit destul de mulți și na. Ia să vedem, noi ăștia rezistăm sau nu? Bă, se putea și mai bine. Se putea și mai bine. Bă, e o diferență destul de mare. Cred că totuși dacă am bate noi chestiile astea care dau de la distanță, cred că dacă le-am bate, n-am mai avea absolut nicio problemă. Cum e și la metinul de 50, dacă batem arcașii, nu mai avem nicio problemă.
Cred că e chestia asemănătoare. Ia să ne învârtim noi așa un pic. Bă, metinul ăsta, vă zic sincer, metinul ăsta a fost un pic cam fail. Dar o să revenim cu un alt metin. Îl batem pe ăsta, dar o să revenim cu un alt metin. Și o să fac cum am zis eu, o să mă învârt un pic, o să bat chestiile astea care dau cu gheață de la distanță și o să vedeți că o să-l putem bate fără prea mari probleme. Sunt sigur de asta, după cum am văzut că se descurcă, cu siguranță o să-l batem fără nicio problemă. Că vedeți, mai mult chestiile astea ne dau damage. Astea care dau cu gheață de la distanță. Alea ne dau mai mult damage. Ia, hai să vedem. Atac fulger. Și cam atât. Și o piatră. Hai să luăm totuși. Băi, pe lângă cum a fost acum două videoclipuri, eu zic că e o îmbunătățire destul de mare. Dar hai că revenim cu următorul metin și o să fac cum am zis eu. Și cu siguranță o să-l batem fără nicio problemă. Și mamă, să donez XP-ul că e grav. Bă, băiți, asta este breasa mea în cazul în care vreți să veniți. V-am mai arătat-o, dar acum am mult timp. În ultima vreme nu v-am mai arătat-o. Aș vrea să fac un level cât mai mare. Dar nu e numai de level, adică intrați și așa chiar dacă nu aveți farmeri să donați XP sau ceva. Adică nu asta urmăresc eu. Dar na, să avem așa lume în breasă. Să fie și breasa noastră cât mai tare, să zic așa. Dar hai că revin cu metinul de 65 și mai vorbim pe atunci. Da, deci după cum vă spuneam, aveți aici breasa, puteți oricând să-mi dați mesaj și să vă bag în ea dacă vreți să intrați. Dacă vă întrebați ce înseamnă DDV, DDV vine de la drogații din Vasui. Drogații din Vasui este o brigadă, să zic așa, de-a mea de acum mult timp, pe când filmam un alt joc și un alt joc asemănător cu Metin. Și tot așa, puteai să-ți faci breasă, puteai să-ți faci nebunii pe acolo. Și m-am adunat eu într-o seară cu niște băieți și așa am pus eu numele, drogații din Vasui. Eram și eu mai mic, dar na, așa am pus numele și așa a rămas. Am făcut breasă și atunci și am pus numele tot așa, drogații din Vasui. Și așa a rămas tradiția să pun și pe metin drogații din Vasui. Da. Și oricum, pentru ăștia mai vechi, care știu videoclipul de acum mult timp, drogații din Vasui se întorc sau ceva de genul, era ediția de metin. Bă, dar nu găsesc niciun metin de 65. Era ediția de metin și atunci am făcut eu breasa DDV. Da, vremuri faine, vremuri faine. Băi, haideți că revin pe CH4, pentru că sunt nicio formă, nu găsesc niciun metin de 65. Bă, dar ce se întâmplă, bă, mă plimb aici ca nebună și nu găsesc niciun metin. Bă, ia uite-l, mă. Doamne ferește. Bă, dar acum s-a spawnat cu siguranță, că eu mai înainte am trecut pe aici. Deci, uite, fix așa am trecut eu. Fix așa am trecut eu. Deci, cred că fix acum s-a spawnat, să nu înțeleg ce se întâmplă. Bun, în fine, nu mai contează. Deci, hai. Momentul adevărului, să punem alchimia înainte să băgăm aura, după cum mi-a reamintit un băiat în comentarii, pentru că eu cam uit să fac chestia asta. Ia să vedem, nu punem pe atac automat pentru că o să trebuiască să mă învârt eu un pic. Și haideți să vedem ce performanță are ore-ul ăsta. Ia să vedem. Deci o să fac așa cum am zis eu. Când o să vină nebunirea alea de dau de la distanță, o să le bat, dar nu acum, na, să vină puțin mai multe. Ia acum, cam acum ar trebui să mă dau eu jos și să le bat. Așa foarte rapid, nu ne bate în capul prea mult și gata. Și acum continuăm. Și eu zic că dacă o să facem chestia asta, nu o să avem nicio problemă. Ia. Vedeți că dacă vin ăștia, totuși rezistăm, dar
Eu zic că e o problemă dacă se adună astea, știți? Ăștia care dau de aproape, oricum o să fie bătuți de mine. Dar astea stau în continuu și tot dau și tot dau și tot dau, asta este problema. Deci practic pe astea nu ajung să le bată niciodată dacă nu mă învârt un pic. Dacă nu mă plimb eu un pic așa după ele. Deja asta mă refer și vedeți că nu avem absolut nicio problemă. Băi, nu știu, sincer să vă zic, nu știu prețurile de la bucată de gheață și bucată de gheață plus. Dar o să mă interesez, hai că le păstrăm și o să mă interesez de preț. Și ia uitați-vă, fraților, am bătut metinul fără absolut nicio problemă. Tot ce a trebuit să fac a fost să mă învârt un pic. Sper să nu mor acum. Da, uite că n-am murit totuși. Tot ce a trebuit să fac a fost să mă învârt un pic după nebunile astea. Deci astea erau problema, să zic așa. Și vedeți, dacă le batem pe astea nu mai avem absolut nicio problemă. Acum nu trebuie să le batem chiar pe toate. Dar na, hopa, ce fac? Nu trebuie să le batem pe toate, dar ideea este să nu se adune prea multe, că alea se tot adună, se tot adună și na, tot dau și nu le bat niciodată dacă nu mă duc eu după ele. Băi, ia uitați-vă, fraților, meting de 65, bătut fără absolut nicio problemă, n-a beleaua. Băi, ești nebun. Eu zic că este foarte bine, într-adevăr a trebuit să mă prim după astea și targetul suprem, ca să zic așa, ar fi să rezistăm fără să mai trebuiască dinții lupului, vai de capul meu. Fără să mai trebuiască să ne învârtim noi după ghețile alea fermecate. Nici știu că doar, nu pot să zic, bucăți de gheți fermecate, bucăți de gheață fermecate, deci nu știu, gheți fermecate, nici nu știu cum ar trebui să le numesc. Să le zic când îți mai multe. Da, deci mobii ăia, gheață fermecată, hai să facem așa, hai să spunem așa. Ăia sunt problema, că se tot adună și se tot adună. Da, haideți că mai revin cu un meeting de 65 și o să facem aceeași chestie. Să vedem din nou cum ne descurcăm, dar na, ați văzut și voi, l-am bătut fără absolut nicio problemă. Na, uitați că am mai dat și de meeting ăsta. Băi, aici nu s-a spawnat în nicio formă. Am zis hai să mai încerc și mai jos, că poate, poate. O, iar am uitat să activez alchimia înainte să dau aura. Băi, nu mă certați, pana mea, ce să fac. Mai uit și eu din când în când. Așa, și haideți să vedem. Să punem și petul, chiar dacă na, nu prea influențează, e mai mult de aspect, v-am zis. Dar hai să-l punem să fie și ăla. Și o să facem din nou aceeași chestie, deci o să batem mobii ăia gheață fermecată. Deci vedeți că la ăștia ne descurcăm. Dar ăia-s problema, că se adună și dau damage în continuu și practic, na. Se adună foarte, foarte multe din alea dacă le lăsăm. Și trebuie să nu uit să dau, să donez XP-ul. Nu vrem să facem vreo prostie. Ia, hai să bat nebunile astea. Opa, hopa, da, mi-a luat ceva. Uite, ricoare violete. Bă, na, într-adevăr că nu îl batem chiar așa ușor. În sensul că nu ne punem pe atac automat și pur și simplu batem. Dar, bă, eu zic sincer că deocamdată pentru un cont de level 25 deocamdată este foarte bine. Ținând cont că nu avem roata full alchimie, avem doar rubin și diamant. Și jadul ăla o să ne ajute, și granatul o să ne ajute, și roata full o să ne ajute. Deci, na. Dacă am avea mai mult PV, logic că... Bă, dar sper să nu mor, ce se întâmplă? Bă, ești prost. Nu prea am avut grijă și am murit. Dar am murit din vina mea. O să ne ajute și PV-ul ăla în plus și bonusul de la roata full o să ne ajute foarte mult. Deci mai este loc de îmbunătățiri. Dar bă, eu zic că deocamdată, bă, chiar
chiar o ducem bine, frate. Acum n-a, a murit, că a murit din vina mea. Și acum nu mai am nici aura, nu mai pot să-i bat așa de repede. Dar ați văzut meeting-ul de mai înainte, l-am bătut fără absolut nicio problemă. Haideți că și mor în pana mea. Cam puțin PV și mă duc așa la bătaie. Bă, dar ce se întâmplă? Bă, păi aura mea. Doamne ferește. Nu mi-a pus aura, ți-a nebunit. Da, ce să zic. Nu știu ce a fost asta. Hai bă, că trebuie să-l batem acum. Dar nu mi-a pus aura, bă, nu înțeleg. Bun, haideți că l-am bătut. Cartea abilității, aura sabiei. Da. Băi, cam atâta pentru astăzi. Vedeți și voi cum ne-am descurcat. Eu zic că a fost destul de bine. O performanță incredibilă. Da, eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Deci talismanul ăsta ne-a ajutat foarte mult. Ne-a ajutat bineînțeles și diamantul. Deci na, când o să luăm roata full sau cel puțin un jad, eu zic că dacă băgăm și un jad sau poate nu chiar, poate nu chiar. Nu știu dacă jadul o să fie suficient, dar poate cu un jad și cu un pește rezistență gheață. Poate atunci, eu zic că nu o să fie nicio problemă. Cu un jad și cu un pește de rezistență gheață. Atunci cred că o să batem fără nicio problemă. Dar pur și simplu nu am găsit, fraților. M-am uitat și prin bazar, nu am găsit. V-am zis, am dat și pe strigă, nu am găsit. Ce pana mea să fac acum? Oricum o să mai revenim când o să mai aducem îmbunătățiri. Bă, unde-i mă? Bă, eu așa chiar râs. Unde n-ai, băi? Bă. Unde-i mă, frate? Uite-l mă aici, era după... era după pom, bă, și nu-l găseam sub nicio formă. Da, bun, în fine. Băi, cam atâta pentru astăzi. Mă repet, ați văzut cum a fost. O să-l putem bate cu siguranță în viitor. Eu zic că deocamdată e destul de bine și așa. Eu zic că ne-am descurcat chiar destul de bine. Cu talismanul frumos, cu... diamantul e destul de bine. Păi bun, cam atâta pentru astăzi, bă băieți. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și acel buton de like pentru că mă ajută foarte mult. Și până data viitoare vă zic, pa, pa.